Da. Bună! Mănânc o delicioasă prăjitură luată de la Lidl. O savarină. O fac foarte bună. După care voi începe să fac salată. Hello, dragilor! Pentru salată vom folosi o legătură de ridichi. Uitați-vă ce frumoase sunt. Ultima pe care am găsit-o la Lidl. Mai departe, avem aici un mega wow de gâscă. Da? Mai departe, uite, s-a desprins o ridiche de aici. După avem salată verde. O avem aici în funguliță. Ia uitați-o, ce frumoasă este! Da? O salată verde minunată. Foarte frumoasă și foarte hrănitoare, da? Așa. Vom pune niște sare din asta cu ierburi de Provence. Așa. Ia cătă că ouul nostru de gâscă a început să fiarbă. Cam cât îl lăsăm pe ăsta la fiert aici? Mult. Cam 20 de minute să ne 20 de minute, să fie tare. Da. Așa. Mai departe, avem niște ton Rio Mare, direct din Italia adus. Da? Din ăsta nu găsiți la noi, la Românica, decât în Italica. Atât. Gustul este cu mult, cu mult mai bun. Da? Pe 4 bucăți din ăștia am dat 20 de lei și la noi în magazin 4 bucăți din ăștia mici. Da? Deci sunt imediat vă spun 4 bucăți ori 80 de grame. Da? Se vede aici. Fiecare la noi în magazin sunt 36 de lei și eu le iau cu 20 de lei. Făcute în Italia, la mama lor. Și sunt foarte bune. Ăsta îmi place mai mult decât ăsta care este pescuit la undiță. Vom folosi și ton din ăsta. Salată, ridichi, ou, cum am spus. Ce mai punem? Ulei de măsline. Ulei de măsline. Aloroxid din Lidl, un ulei de măsline extra virgin, castravete, origine Spania. Castravete și roșii. Castravete și roșii. Roșiile sunt în Lidl. De roșiile sunt. Hai să dau focul mai mic. Ia uite cum a crăpat ouă. Mi-ar plăcea să facem și de Paști, să roșim niște ouă din ăștia. Gândește că trebuie să... Să fim cei mai tari nouă, să-i spargem pe toți. Păi toată lumea știe, să gândește că trebuie să le fierb la foc minim, le spune foarte tuturor, mult. Le spune tuturor că sunt niște ouă puternic dezvoltat. Nu știu, poate să încerci cu unele de curcă, dar să zici că este o găină mai dolofană, mai zdravână de nu, până. Nu, facem unul din ăsta și îl dăm Luana. Să-i ciocănească pe toți. Un ou puternic dezvoltat. Da, poate că trebuie să ai grijă să nu se spargă. Da. Altfel nu mai... Na, așteptăm să... Ah, și mai punem ceva la salata noastră. Avem aici un dressing. French garlic, ia-l. Păi lasă-l la frigider. Păi nu, scoate-l deocamdată. Dar asta ce facem cu ea? Așteptă că o să văd. Nu, o fac cu salată verde. Bine, asta o facem mâine atunci. Deci, folosim și unul din ăsta și vom pune și niște telemea de oaie. Ah, și măsline din asta. Din Grecia. Și măsline din ăștia șmechere, care le-a primit Roxy de la un coleg al ei. Ia. O să gustăm. Să le vedem, să le arătăm și prietenilor noștri de pe YouTube. Hai.
Bă, voi știți cum sunt ăștia, sunt demențiale. Cred că sunt cele mai bune măsline pe care le-am mâncat vreodată. Ia, dă-mi un... Eu o să folosesc o scobitoare. Vedeți, dragilor, ce furculițe șmechere avem? Ia uite. De la Rosenthal. Ia. Sunt măsline deshidratate. Da? Aduse de la muntele Athos. Iacă-te. Vom pune și din trânsele în salata noastră. Până una alta lăsăm ouul să fiarbă și revenim imediat când toate ingredientele sunt așezate frumos unele lângă altele, gata să fie puse în bol. Dragilor, facem o treabă șmecheră cu oțetul ăsta de mere. O să vă spună Roxy acum, care e șmecheria? Este folosit pentru a elimina substanțele cu care sunt tratate plantele, pentru a elimina pesticidele și ce alte chestii se mai folosesc când se cultivă legumele, ca să le protejeze de dăunători, să crească mai repede. Și noi acum punem oțet din ăsta aici. Punem puțin oțet, hai pune în apă. Atât e mult. Lasă să omoare toți gândacii. Și ținem 5-10 minute aici salata, o să scol și ridic și roșii și le pun aici puțin în apă. Ouul nostru încă fierbe. Eu cred că e gata. Mai lasă-l puțin, Andrei. Mă mai las. Uitați, dragilor, ce târnă de sticle avem aici pentru reciclare. Da? Să protejăm mediul. Noi strângem toate sticlele de le consumăm. Da? Și mergem cu ele la reciclare. Uite câtă târnă de mare avem aici. Ele. Dar știu ce e târna. Târna îi spun și la asta, că e dita mai clasă. E coful acela cu mânere, știu, da? Știu, știu, de să puneau frunzele, puneau femeile de servici frunzele în el. Nu, se folosește la țară ca să cari porumb și alte trebuți din gospodărie, da. Da, și pune-le pe ăștia. Și mai am unele mici. Mai am unele mici tele. De săptămâna trecută pe care le-am spălat și le-am pus acolo. Și acestea le-am luat astăzi. Tu dragi de-le. Da, sunt din Spania. Ăsta pun la loc? Da, îl pui la loc pentru că am mai dat... Sau îl lași decât pe ăla. Îl lași decât pe acela, dar acesta îl pui la loc și cu roșiile acestea. Hai să le băgăm aici. Să luăm noi și... Da, să vedem care e mai... Asta trebuie să mănc, asta e gol. Așa. Băi, îl sting ăsta. Bine, îl stingem și să răcesc oul acum. Ia, lasă-mă să iau. Bău de guscă. O tai până la urmă, nu mai rupi. Da, am rupt-o la început, dar uite, nu m-a pus să o tai pe tocător. O tai așa, puțin, câte puțin. Uite ce frumos miroase. Foarte frumos, mi-a plăcut. Și atâta deocamdată, că nu mai loc să pui, nu mai loc să pui restul, ascultă-mă.
Ăștia nu sunt punele, foarte multe, nu, punele în partea de alta. Că o să umpli ăsta de salată și celălalt păi, da. O să am de să le pui. Ok. Nu e prima dată când se întâmplă. Mi-a plăcut foarte mult salata de la naștere, făcută cu salată verde, proaspătă. Așa și asta. Ce punem? Ajunge, ajunge că nu mai au loc celelalte, ascultă-mă. Andrei, aceasta își va reduce din volum foarte mult. Eu știu ce pun aici. Asta nu mai pui. Și ce fac cu ea, o arunc? Nu, o pui în frigider, dar nu mai pui, că se umple castronul. Ascultă-mă că știu ce fac. Bine, gata, aia, asta nu mai pui. Las-o deoparte și vedem după aceea dacă mai este loc sau nu. Eu vorbesc și eu aud. Sincer. Da, pentru că eu știu cum își micșorează volumul. Micșorează volumul. Da, nu sunt la prima salată, crede-mă. Așa? Nu, Andrei, pentru că nu va fi o salată mare pentru tine și câte una acolo pentru mine și Anastasia, că nu am cum să mestec. Aceasta este salată la comun. Acolo există cât un pat de salată. Vezi că-s căzură aia pe jos. Ce-am căzură pe jos? Nu a căzut nimic pe jos. Credeai tu că a căzut ceva pe jos, repede. Mai lasă-l acolo să se răcească, te rog. Îl admir, îți place? În cap aș ochii câta ouă. Ia. Schimbă-i apa. Nimeni schimbă apa că e... Trebuie să fie mai rece. Păi asta e rece, mă, apa asta. Eu băgăși tu mâna în ea. Nu, nu este rece. Mă, lasă-o, mă, că e rece. Mă, mai... Nu pune tu mie cum e, că tot timpul mă contrazici. Mă, auzi că e rece. Am dreptate. Uite ce bine arată. Hai să deschid și asta. Poți să mai aștepți, că nu am terminat. Nu acum. Așteaptă să finalizez cu legumele, după aceea. Ești foarte nerăbdător. Păi, finalizează mai repede, că mă apucă dimineața. E mai ușor să vorbești. Treci un pic mai acolo, că nu vreau să ajungă pe rochia mea ceva. Vezi că nu ajunge pe rochia. Uitați, dragilor, ăsta e pescuit la undiță. Unul la undiță, unul la undiță și unul la năvod. Și cu asta
într-o comună de Mehedinți, primarul de localitate este acuzat de alocare. Așa. Bun. Mai departe. Ia ce bine arată. Ce legume proaspete avem noi aici, dragilor. Presupun că observ că nu este atât de mare volumul legumelor. Observ, observ. Și poți să-mi returnezi nu, salata. Nu. Mă urmează și măsline și așa. Porumb și ceapă. Mai e depus în trânsă. Și ou. Uite ou aici cum așteaptă, gata de atac. Mamă, ce voce în restul. Să băgăm o cola. Gata, dragilor, și asta se duce aici la târnă, la reciclat. Acum ce pui? Ceapa? Ceapa, da. Să-mi dai și mie, te rog frumos, un șervețel. Poftim? Lasă-l aici. Și pe cealaltă jumătate? Da, da, pune. E bună ceapa. Stai puțin până când pun din celelalte. Te mai las aici? Da, o să văd ce scriu. Nu cadă gradele. Ia, stai așa. Noastră veritabilă. Ce vrei să pui? Lasă-mă puțin. Ăștia, las că le pun eu. Nu, Andrei, lasă-mă. Da, las că le pun eu. Se pun și ele frumos cu o furculiță. Se pun frumos cu orice. Ne. Uite ce frumos este tu. Păi da, se pun foarte frumos. Puțea de foarte așa ușoară mai, să nu fie multe rest, să nu poți, să nu... Ia, du-te așa. Mânuțele tale delicate, lumina este în spatele tău. Asta nu înseamnă că ai muncit foarte mult. Nu tu mie cât am muncit și cât nu am muncit. Acesta a fost pescuit la undiță sau la năvod? Ăsta la năvod, ăla la undiță, care e... Da, e mai gustos, e puțin mai sărat cel la undi, la năvod. La năvod, da, știu. Ăsta este la undiță și ăsta este la năvod, care n-are nimic pe el. Ăsta care are pescarul ăsta aici cu undiță, ăsta era undiță. Ai scurs lichidul? Am scurs tot.
Bun, așa. Acum punem măsline. Pui una câte una sau cum faci? Pune și la voi acolo. Anastasia nu vrea cu măsline. Păi nu va fi la noi acolo, că asta okay. O împărțim tot. Da, știu cum împărțim, dar zic, pune și acolo ca să... Nu fie foarte mult aici, nu? Oricum o să mai cadă și din asta mare. E sigur că o să cadă, nu-i așa? Hai, ia ouă și... Decortichează. Hai că se face ușor. Hai, putea să banie. Plătești puțin, da. Vezi ce am zis? Că trebuia să-l lăsăm să se răcească bine. Păi răcește foarte bine. Am avut dreptate să insist cu răcitul omului. Ia să vedem ce galbenuș are. Un pic. Sunt multe spații. Vrei să-l mai vezi o dată? Uh-huh. Da, arată bine. Foarte frumos. E frumos și hrănitor. Da. Ăsta de găscoi. Toate ouăle sunt hrănitoare. Și acele de găine sunt foarte bune. Ce mai trebuie? Bun, păi cam... Gata, am pus... Acum amestec ulei de măsline. Ulei de măsline, lămâie și sare. Da. Ia. Păzește. Atât suficient. Și dăm coastele, le bag la frigider pe ăștia. Și trebuie să amesteci, să-i pui lui Anastasia, ca după aia să pun și dressing-ul. Da, o să pun și lămâia acum. Pune și lămâia. Pune de din toate. Pentru toți. Îți mai trebuie ceva de aici? Nu, nu, absolut nimic. Poți să închizi. Nu se ține frigiderul foarte mult deschis. Uitați, dragilor, am aici un calendar de la Revelion, de la unul dintre cele mai tari hoteluri din Poiana Brașov. Ce bine arată. Nu, nu acolo. Lasă-mă în pace, mă, că aia se aruncă acolo. Asta este Anastasiei. Mai încolo să fac o cafea. După ce mâncăm salată. Tu vrei să faci o cafea? Mi-am făcut-o. A, da? Da. Înainte să mănânc vrajii. Te descurci cu...
amestecul. Salută-i. Da. Dacă nu te ajut eu. Ce culori frumoase. Da. Eu țin aici. Pastelul culorilor Skittles. Hai, că uitai să iau... Uitai să iau ăsta. Garlic. French garlic. Salad dressing. Stai hai. Să mă amestecăm doar un pic. Vezi că mai am 38% din baterie, mi se făcu asta galbenă. Eu zic să te grăbești să faci transfer de marfă. Că dacă rămân fără baterie ne certăm, dar ne certăm rău de tot. Hai. Te miști așa în ritmul marfarului de la Balotești. Gata, aceasta este Anastasia. Bun, și acum rupi ăsta de aici. Sunt uleioasă de la toate chestiile acestea. Pe tot. Fără să mai rămână nimic în altul. Hai mă, stârșește-l o dată mai repede, ce tot e... Mai ai 2% cumva? Hai, și pune-ți și tu acolo. Hai răbdare să-l amestec bine. Asta e Anastasie? Da. Poți să-i pui ei prima, da? Să punem niște brânză de telemea de vacă, dragilor. Ia uitați-o ce bine arată. Arată-ne un pic de asta. De ce să stii? De fapt, de cutie. Să nu cadă. Gata. Poți să-mi ieși așa. Și o amestești tu, da? Bine, hai, iau de aici. Credeți că v-a căzut o bucățică pe jos? Dar nu, iau tu pe aia de jos, te rog. Și arunc-o la gunoi. Gata, chicken. Gata. Să zicem ce stai. Punem și niște telemea din asta. Este. Amestec cu mișină, te rog cum o să cu telemea asta. Trebuie să punem capacul aici, asta, frumos, așa. Și după aceea să facem curat. Telemea de oaie. De vacă zisei sau de oaie? Ai zis de vacă, da. De vacă, nu e de oaie. Greșeau, dragilor, e de oaie tot azi. Asta este salata ta. Așa. Bun. Deci... Dragii mei, cam asta este salata, rezultatul l-ați văzut. Încercați și voi cu ingredientele ăștia de le-am făcut, că sigur nu veți da greș. Vă dorim multă sănătate și să ne auzim cu bine la noi și noi episoade. Pa, pa! Pa.